Programul de prepensionare este deschis numai pentru angajații care îndeplinesc deja condițiile de pensionare sau care vor fi în această situație până pe 31 decembrie 2015. Salariații care sunt eligibili și care doresc participarea la program vor primi o sumă netă de 22.000 de lei, precum și un număr de salarii care reprezintă diferența în luni între data plecării din societate și data normală a pensionării, dar nu mai mult de 12 salarii. Compania poate respinge solicitările pentru acest program de prepensionare fără a oferi o justificare, iar salariații care se înscriu pot reveni asupra deciziei lor până în ziua plecării, în niciun caz după. Toți cei care au posibilitatea să iasă conform modificării legislației muncii de anul acesta cu grupele de muncă vechi, au posibilitatea să iasă anul ăsta și anul viitor până la 31 decembrie la pensii, pot să facă, dacă vor, nu sunt obligați, să facă o cerere că ar vrea să intre în programul ăsta de prepensionare. Dacă la momentul 1 septembrie Dănuț Blându are drept de pensionare, nu primește decât suma fixă. Dacă Dănuț Blându deplinește condiții de pensionare peste o lună, primește 22.000 plus o lună. Dacă peste două luni, două salarii și așa mai departe. Dar nu mai mult de 12 luni, ca să înțeleagă lumea. Pretextul invocat de managerii ArcelorMittal pentru prepensionări plătite este mărirea productivității, deși productivitatea astfel obținută rezultă din alt raport dintre volumul producției și numărul de salariați, în loc să fie crescută producția prin retehnologizare. Liderii sindicatului Solidaritatea cred că scopul pensionării anticipate vizează și scăderea capacității de organizare sindicală.